Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi este miercuri, fraților. Vreau să vin cu un update pentru că tocmai m-am cântărit și am slăbit 2 kg în 3 zile. Deci trebuie să vă arăt chestia asta, nu vine să cred, m-am pus așa pe cântar, sunt și îmbrăcat, tricou cu, mă rog, am și chei de în buzunar, uitați-vă un pic, miercuri, 122,7, super tare. Ați văzut imaginile, 122,7, nu vine să cred. E ceva fantastic, miercuri, vă dați seama. Am fost și îmbrăcat, ați văzut, aveam și cheile în buzunar, o grămadă de chei. În fine, am slăbit 2 kg în 3 zile. Cred eu că duminică, în clipul de duminică, din seria Auto slăbește, am avut o retenție de apă, ceva, pentru că altfel nu mi-explic să fi dat atât de bine jos, atât de repede. Deși măsurătorile astea săptămânale să nu trebuie să vă descurajeze, asta e ideea, pentru că poți să faci totul ca la carte, să dereglezi cât mai puțin parametrii aceștia, adică să te cântărești în fiecare zi, în acea zi, în săptămână, dimineața când te trezești după ce te duci la baie, în chilos, dezbrăcat, adică să n-ai nimic prin buzunare, să n-ai haine mai grele într-o săptămână, haine mai ușoare în altă săptămână pe tine. Dar cu toate astea, vedeți că măsurătorile astea nu pot fi foarte, foarte exacte. De aceea eu am vrut să mă cântăresc și astăzi, pentru că mă simțeam mult mai ușor. Mi-a fost foarte greu să mă abțin nopțile astea să nu mănânc, pentru că știți că mă culc târziu eu, adorm pe la ora 4 dimineața. Mă trezesc pe la ora 1 după masa și mi-e ușor în prima parte a zilei, adică ziua, toată ziua, până seara, mi-e ușor să mănânc ce trebuie, să mănânc puțin, în fine, nu simt nevoia de mâncare foarte multă. M-am început să mă obișnuiesc, mi s-a mai micșorat stomacul, mi s-au mai obișnuit și papilele gustative cu mâncarea, am început să mănânc ce îmi place mie, chiar dacă câteodată a fost mai plictisitor, mi se miloase, după aia am dat-o pe altceva. O să vedeți duminica asta în clip ce am mâncat toată săptămâna. Așa că nu uitați să vă abonați, pentru că postez în fiecare săptămână procesul de slăbire, toate mesele, când mă cântăresc și așa mai departe. Nu am făcut nimic deosebit, doar că am început să mă duc la sală. Am stat zilele astea câte o oră jumătate în sală. Am transpirat, am depus efort, mi-a crescut pulsul, gâfeam pe acolo, deci am tras de mine. Dar oricum nu se explică faptul că am făcut 3 ore de sală în 3 zile să slăbesc 2 kg. Importantă este tot dieta, bineînțeles, pentru că 80% din procesul de slăbire este de la dietă și 20% contribuie și sportul, mișcarea. Orice fel de sport puteți să faceți, ce vă place voi, important e să vă mișcați. Puteți să și mergeți, să mergeți o oră pe jos, puteți să dați la bicicletă, uitați cum am și eu o bicicletă aici. Chiar dacă la început o să vi se pară greu, chiar vă provoc să încercați, dacă n-ați mai făcut mișcare de mult, ce vă place vouă, v-am zis, să vedeți cât de puțin puteți să faceți acum, după, mai ales după carantină, în care mulți nu cred că au mai făcut mișcare. Eu am început cu 2 minute la bicicleta asta și am ajuns la 5 minute, dar important e să gâfâi acolo, să-ți crească pulsul, să respiri mai repede, să transpiri, pentru că atunci înseamnă că ți-ai scos corpul din confortul zilnic pe care l-ai oferit până acum și începe ușor, ușor să ardă mai multe calorii. Cu cât faci mai multă mișcare și constant, bineînțeles, să faci o dată la 2 zile măcar, cu atât mai mult corpul va începe să ardă mai multe calorii, iar tu vei putea mânca mai mult sau, dacă mănânci la fel, vei slăbi mai mult și mai repede. Și bineînțeles, sportul înseamnă și sănătate. E sănătate curată sportul. E paradoxal totuși că tot ce e bun în lumea asta se obține foarte greu și trebuie să muncești foarte mult. Și bineînțeles, venind vorba de mâncare, tot ce e bun pentru corp nu e deloc gustos. Iar tot ce e nasol, tot ce îți face rău, este foarte, foarte gustos. Deci tot ce e rău e foarte gustos. Ciocolata, napolitanele, tot felul de dulciuri, zahărul în principal, îți creează o dependență foarte mare. Se găsesc lucruri peste tot, dulciuri, sunt ieftine, ăștia ne bombardează la televizor mereu cu reclame. E foarte greu să stăpânești apetitul ăsta și să te ambiționezi, să te motivezi, să începi o perioadă de slăbire. Și mie e foarte greu. V-am zis, de-abia acum, în săptămâna 5, am început să mai mă obișnuiesc cu gustul alimentelor, cu gustul mâncărilor ăstora mai de dietă, legume, fructe.
Vă dați seama că nu se compară la gust cu o ciocolată, cu înghețată, dar atâta timp cât îți dorești foarte mult și ești ambițios, sigur vei reuși să slăbești. Vă mulțumesc foarte mult și vouă, celor care vă uitați la mine, pentru că mă ambiționați foarte mult în scris și comentarii am văzut. Și chestia asta mă ambiționează foarte, foarte tare. Numărul abonaților a început să crească. E normal să, nu știu, să-mi dea o stare de bine și să mă ambiționeze și să mă motiveze să slăbesc mai mult. Pentru că nu vreau să vă dezamăgesc și vreau să vă inspir și pe voi să slăbiți dacă aveți nevoie. O să vedem duminică câte kilograme am în clipul săptămânal din Otoslăbește, pentru că săptămâna asta vreau să slăbesc minim 3 kg, adică minim, în jur de 3 kg. 3 kg ar fi super pentru mine. Și să mă îndrept mai repede către obiectivul de 100 de kilograme, 95, 100 pe acolo, pentru că nu vreau să slăbesc nici foarte mult, adică nu o să pot oricum să mă mențin. Important e să ajungem acolo mai întâi și după aia mai vedem noi, să o luăm cu pași mici așa. Cam asta a fost clipul pentru astăzi, fraților, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați la acest canal pentru că o să urmeze și alte clipuri și sunt convins că doriți să vedeți câte kilograme am slăbit și ce am mâncat în fiecare săptămână. Dacă aveți vreo întrebare sau vreun mesaj pentru mine, lăsați-o mai jos în secțiunea de comentarii. Eu sunt Otto, până data viitoare, v-am pupat, ciao!